Datorită psihopedagogului am început să comunicăm cu copiii, cu chiar și cu oamenii din jur, că el, într-adevăr, el nu vrea să comunice cu nimeni, nu vrea, 3 ani, el n-a vrut să comunice cu nimeni. Copilul a început să culorile, să recunoască, să aranjeze lucrurile cum trebuie după culori sau mai din cifre, le mai cunoaște, să numere până la 5, noi putem anumăra datorită doamna Maria. Nu vrem chiar deodată, nu vrem la școală, nu vrem parcă datorită echipei, pe mine m-a încurajat și acum chiar sunt bucuroasă că e totul ok și e merge cu plăcere la școală. Asta mă bucur mult, măcar asta mă bucur că nu plânge, nu face pretenții, că ne ducem așa cu dispoziție la școală. Ultimul timp este în creștere numărul copiilor cu dizabilități. În evidență, sunt la moment în raionul Leuva circa 165 de copii cu dizabilități, cu toate tipurile de dizabilități. În anul 2019 a fost depus proiectul și obținută finanțarea pentru dotarea camerei cu elemente senzoriale pentru copiii cu dizabilități severe, Labirintul Magic. Camera senzorială, scopul ei este de a organiza un mediu senzorial, stimulativ, pentru ca să acopere nevoile fiecărui copil care vine aici la noi. De aceea ea este echipată cu diferite instrumente pe categorii de stimul. Sunt mulțumită. Da, ce fost mai departe, cred că nu era să fie posibilitatea de dus la Chișinău, chiar și cu dânsul e foarte greu să te pornești la drum, trebuie să ai transport personal ca să te duci. Camera senzorială e binevenită că este mai aproape de noi, nu parcurgem atâta un drum de lung până la Chișinău și înapoi, chiar dacă suntem în proiect, cum ne-au inclus pe noi pe un an, putem chiar și zilnic să venim încoace de la Chișinău, dacă ne-am duci trebuie să închiriez apartamentul și tot iarăși finanțarea. Timpul petrecut de copil în camera senzorială este foarte important. De obicei petrecem ședințele împreună cu părinții, pentru că părintele în timpul ședinței învață odată cu noi și se pregătește pentru ca să continue activitățile acasă. Noi mi-am dorit să venim mai des, dar nu sunt specialiști și din cauza că mai sunt copii cu nevoi speciale, au și ei nevoie să vină să ocupe. Așa a fost lansat programul atunci. Servicii inovative. Și nici de tare asta ne-a atras atenția. Măi, și spate inovativ, cred că asta și m-a dus la ceva și nu în Moldova, ceva unic. Am beneficiat de instruiri organizate în cadrul programului Servicii Sociale Mai Bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern. Am învățat ce este terapia senzorială într-o vizită de studiu în București. Ne-a motivat să studiem și noi tot mai mult ca specialiști, astfel ca să fim cât mai utili și să putem răspunde necesităților copiilor cu dizabilități. I think that's